Bună ziua! Inspectoratul Școlar Județean Constanța este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației care acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de legea educației în domeniul învățământului preuniversitar. Inspectoratul Școlar Județean Constanța controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare. În același timp, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor de învățământ. În spiritul acestor atribuții și având în vedere informațiile care au circulat în ultima perioadă în spațiu public cu privire la gestionarea fondurilor în unele unități de învățământ, doresc să punctez următoarele aspecte. Conform competențelor organizaționale menționate anterior, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a verificat în această perioadă situații semnalate în spațiul public sau pentru care s-a autosesizat, respectând pașii procedurali prevăzuți de legislația în vigoare. Astfel, pentru fiecare caz în parte, s-a constituit o echipă de inspectori școlari care s-a deplasat în instituția respectivă și a consultat sursele de informare disponibile, documente, note explicative, discuții cu părțile implicate și altele. În funcție de aspectele care s-au confirmat pe parcursul cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a dispus implicarea contabilului șef și a auditorului intern în vederea unei analize corecte și complete a situației. Echipa de inspectori școlari, respectiv contabilitatea sau auditul intern, au prezentat Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța un raport cu rezultatul cercetării, rezultat în baza căruia fie s-au transmis recomandări unității școlare, fie s-au comunicat măsurile impuse de situația respectivă. În acest context, raportându-ne la fiecare caz pus în discuție, facem următoarele precizări. La Liceul Teoretic Calatis Mangalia s-a hotărât încetarea detașării în interesul învățământului a echipei manageriale, etapă urmată de un control tematic efectuat de către auditorul intern al Inspectoratului Școlar Județean Constanța. În urma acestui control, precum și în limita competențelor instituționale, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a solicitat actualei conduceri a liceului declanșarea unei anchete interne prin care să se identifice persoanele aflate în culpă și cercetarea disciplinară a acestora în conformitate cu prevederile articolelor 280, 291 și respectiv 282 din Legea Educației Naționale, precum și cu prevederile articolului 252 din Codul Muncii. La Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța, din datele puse la dispoziție până în acest moment, inițiativa de colectare a fondurilor a aparținut elevilor fără implicarea cadrelor didactice și sau a conducerii unității școlare. În raportul întocmit de echipa de inspectori școlari, i s-a recomandat echipei manageriale demararea unei anchete interne pentru verificarea responsabilă a aspectelor legate de această situație. De asemenea, i s-a solicitat conducerii colegiului, așa cum s-a procedat și la Mangalia, să se asigure că nu se fac presiuni asupra elevilor în cadrul acestei anchete. În acest context, este important să existe o colaborare deschisă, strânsă, între elevi și unitatea de învățământ, iar inadvertențele să fie soluționate în timp util, fără a periclita imaginea școlii. O situație ne-a fost semnalată de către un angajat al Inspectoratului Școlar Județean Constanța în ceea ce privește Liceul Teoretic Ovidius Constanța. Echipa de inspectori și contabilul șef al Inspectoratului Școlar Județean Constanța au constatat o serie de disfuncționalități financiar-contabile în ceea ce privește colectarea de fonduri. Va fi înaintat un raport către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, iar eu voi solicita efectuarea unui audit financiar în perioada imediat următoare. În acest moment, verificările sunt în derulare, urmând a se stabili dacă se respectă cadrul legal privind realizarea veniturilor proprii de către această unitate de învățământ. În concluzie, în toate situațiile prezentate, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a reacționat prompt, conform competențelor profesionale și instituționale, astfel încât să fie respectate toate prevederile legislative în vigoare cu privire la gestionarea veniturilor în unitățile de învățământ preuniversitar aflate în discuție. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța desfășoară în această lună o inspecție tematică în toate
unitățile de învățământ din județ. Inspecție în cadrul căreia se urmărește inclusiv verificarea modului în care sunt gestionate veniturile proprii. În același context, în data de 8 februarie, li s-a transmis directorilor unităților de învățământ o notă informativă în care le sunt reamintite prevederile legale în vigoare cu privire la modul corect de coordonare a activității manageriale pe palierul administrativ-financiar. Pentru a ne asigura de respectarea acestor repere legislative, astăzi li se va trimite tuturor managerilor școlari, fie că vorbim de directori, fie că vorbim de directori adjunți, o declarație tip de asumare responsabilă a gestionării situației financiare la nivelul instituțiilor școlare. Le mulțumesc reprezentanților mass media și tuturor elevilor care și-au asumat rolul de colaboratori, semnalându-ne aceste situații și îmi exprim încrederea în faptul că, în mod public, Inspectoratul Școlar Județean Constanța are imaginea unei instituții care acționează conform atribuțiilor stabilite de lege, în vederea verificării și monitorizării activităților din unitățile de învățământ din județul nostru. Vă mulțumesc!